Pericol alimentar în portul Constanța. Zeci de tone de produse de origine animală contaminate cu substanțe periculoase și antibiotice au fost confiscate. Colega noastră, Paula Solomon, este în direct cu noi. Bună seara, Paula! Despre ce este vorba? Bună seara, bun găsit tuturor! Cele 20 de tone de mață de porc sunt acum reținute în portul Constanța. Ele vin din Spania și au fost trimise inițial în China, acolo unde au fost curățate și resărate. Acum au ajuns în România cu scopul de a fi puse din nou pe piață în hipermarketurile de la noi din țară. Din totalul de 60 de tone de mață de porc, 20 dintre ele au fost analizate, iar în urma verificărilor s-a constatat faptul că acestea conțin o cantitate de 3 ori mai mare decât cea admisă de antibiotic și vorbim despre o cantitate extrem de mare de cloramfenicol. Nu este un caz singular în Alba. Din hipermarketuri au fost retrase 150 de kilograme de mușchi file care conținea Listeria, una dintre cele mai puternice bacterii, mai puternică chiar și decât salmonella. De asemenea, din Arad și din Bihor, din hipermarketuri au fost retrase 10 tone, respectiv 9 tone de pulpe de pui la fel infectate cu salmonela, acestea din urmă provenite din Polonia. Paula, îți mulțumim pentru aceste informații.